Continuăm previziunile astrale pentru Miercuri. Balanță. Toate gesturile tandre ale celui iubit nu înseamnă nimic pentru tine, așa că faci tot felul de mofturi ce nu reușești decât să-l irite pe cel de lângă tine. Scorpion. Te comporți ca și cum ai fi atotștiutor și ai un soi de aroganță în relațiile cu ceilalți. Aroganță care cu siguranță că te va costa. Ascultă și ceea ce au alții de spus. Săgetător. Vorbele pline de răutate spuse în momente de furie nu au fost niciodată un aliat, iar astăzi cu atât mai puțin. Tot ceea ce spui astăzi se va întoarce împotriva ta ca un bumerang. Capricorn. Tensiunea cu adevărat greu de suportat este cea din familie. Nu ești pe lungime de undă cu nimeni din casă, ba se pare că tot ceea ce spui este înțeles greșit. Vărsător. Naivitatea pe care o ai astăzi nu ți este caracteristică de obicei, ți se pare că absolut tot ce este în jurul tău îți este de folos. La fel și cu oamenii. Pești. Te simți dat la o parte de absolut toată lumea și, drept urmare, dispoziția ta nu este una tocmai bună. Astăzi ți se pare că toată lumea are planuri ce nu te includ și acest lucru te întristează. Acestea au fost previziunile astrale pentru Miercuri. Sunt Crina Casoni, vă mulțumesc pentru atenție. La revedere!